Curățenia este foarte importantă în casă, mai ales curățenia în baie. Este una dintre cele mai dificile părți de curățat din casă, de aceea, mulți și-ar dori să-și ușureze munca prin soluții rapide și eficiente. Este posibil să o păstrăm curată și fără soluții chimice și dăunătoare organismului nostru, folosind ingrediente naturale cum ar fi sarea. Știați că sarea este una dintre cele mai eficiente și rapide metode de a curăța baia și toaleta? Datorită acțiunii sale abrazive și dezinfectante, sarea face minuni la nivelul toaletei, curățând toaleta eliminând petele și bacteriile. Bicarbonatul de sodiu este și el un ingredient excepțional. Dacă le combinăm ambele, rezultă o soluție nemaipomenită care curăță toaleta în mod eficient și natural, eliminând mirosurile neplăcute și petele. Haideți să vedem împreună rețeta minune care ne va ajuta să curățăm toaleta natural și eficient. Avem nevoie de o cană de apă fierbinte, o lingură de sare fină, o cană de oțet, două linguri de bicarbonat de sodiu. Amestecăm bine sarea cu bicarbonatul de sodiu, iar oțetul îl punem într-un pulverizator. Împrăștem sarea și bicarbonatul în interiorul toaletei și, cu ajutorul unei perii, frecăm bine toate zonele interesate. După care, stropim cu ajutorul pulverizatorului oțetul pe toată suprafața. Lăsăm să acționeze soluția, după care spălăm totul cu apă fierbinte. Repetați măcar de 2 ori pe săptămână pentru o baie și o toaletă curată. Toaleta va fi ca nouă, foarte curată, fără mirosuri și pete. Totul doar cu ingrediente naturale pe care le aveți în casă. Această soluție o puteți folosi nu numai la nivelul toaletei, ci în toată baia, fiind excelentă și pentru a înlătura calcarul care se formează pe sticla din cabina de duș. Sper că v-a plăcut acest videoclip, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, abonați-vă la canal pentru mai multe videoclipuri ca acesta despre sfaturi, sănătate și nutriție.